poată a transmiterii în comunitate. Astăzi, în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, s-a luat decizia, în urma acestei evaluări, de propunerea a prelungirii stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu 15 octombrie. Tot în această ședință s-au luat anumite decizii referitoare la măsuri restrictive adaptate la nivel național și la nivelul fiecărei localități prin decizii ale Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență. Tot astăzi s-a aprobat lista țărilor cu risc epidemiologic din care se revine și se păstrează aceleași reguli. Revenirea din aceste țări impune un test negativ dacă se rămân în țară, în România, doar 3 zile, iar dacă durata este mai mare, se intră în carantină 14 zile, cu posibilitatea efectuării unui test a 8-a zi și, în cazul în care testul este negativ, se iese din carantină la 10 zile. Dau cuvântul domnului secretar de stat Raed Arafat pentru a prezenta și măsurile care au fost propuse și adoptate astăzi în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Bună seara! Deci o să parcurg unele din măsurile care au fost aprobate în seara aceasta și propuse, bineînțeles, spre aprobare în cadrul hotărârii de guvern de prelungire a stării de alertă. Măsurile care sunt menite pentru a proteja și sunt măsuri compensatorii pentru a limita răspândirea, cum ar fi portul măștilor, acolo unde incidența este sub 3 la mie, purtarea măștii va fi obligatorie în zonele aglomerate, inclusiv în zonele pietonale, zonele unde sunt zone de așteptare. Orice zonă aglomerată, purtarea măștii va fi obligatorie. Iar sunt enumerate aceste zone ca exemple în hotărârea CNSU. Atunci când incidența depășește 3 la mie, purtarea măștii va fi obligatorie în toate spațiile deschise. Deci, de la ieșire de acasă până la revenire acasă, purtarea măștii este obligatorie. În alt rând de idei, referitor la programul teatrelor, cinematografelor, sălilor de spectacol, a restaurantelor, a cafenelelor, acolo unde incidența este sub sau egală cu 1,5 la mie, ele vor funcționa cu capacitatea de 50%. Atunci când incidența depășește 1,5 și este până la 3 la mie, vor funcționa cu capacitate de 30%, iar programul va fi redus până la orele 23. Atunci când incidența depășește 3 la mie, activitatea va fi sistată. Aici fac paranteze pentru hoteluri. La peste 3 la mie, hotelurile vor putea servi numai persoanele care sunt cazate în hotel. Evenimentele private, cum ar fi nunți, botezuri, aniversări, mese festive, în spațiile deschise, precum și în spațiile închise, sunt interzise pe plan național pe următoarea perioadă, până vom observa o scădere a numărului cazurilor. Referitor la campania electorală, se reduce numărul participanților în interior la 20 de persoane și în exterior la 50 de persoane. Stabilirea incidenței la care se intră în aceste măsuri și se aplică aceste măsuri se face de către DSP-uri în maxim 24 de ore și de către comitetele județene în maxim 48 de ore de la atingerea incidenței. Totodată, tot personalul care lucrează în centrele de persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în centrele rezidențiale, cum spunem, pentru protejarea persoanelor respective, tot personalul care lucrează acolo se va testa o dată pe săptămână, prin grijă direcțiilor de sănătate publică. Acest lucru ca să reducem riscul, pentru că la acest moment programul
nu mai este de 14 zile și oamenii pleacă, vin înapoi, facture și atunci este normal că testarea să fie frecventă pentru protecția persoanelor care se află în aceste centre. Totodată, s-au mai aprobat alte măsuri de protecție, care o să le vedeți, bineînțeles, în cadrul hotărârii CNSU, care va fi publicată după această conferință de presă. Dacă aveți întrebări, o să țin să menționez în continuare trendul ascendent pe care ne aflăm. Dacă vom analiza lista țărilor de risc, vom putea regăsi Statele Unite ale Americii, Spania, Franța, Olanda, Belgia, Marea Britanie, acolo unde avem un număr ridicat de cazuri noi pe zi, de aceea avem și restricțiile, fiindcă suntem întrebați des de întoarcerea concetățenilor noștri în țară. În același context, trebuie evaluată și evoluția noastră, atât pe transmiterea comunitară, cât și pe reîntoarcerea concetățenilor noștri. De menționat, regulile care rămân aceleași, portul măștii, distanțare, dezinfectant. Avem o viață activă, vrem să rămânem cu o viață activă, creșterea numărului de cazuri duce și la creșterea acelui indice cumulat la 14 zile, raportat la 1000 de locuitori. Evoluția cu creșterea numărului de cazuri noi duce și la restricții. Depinde doar de noi, de fiecare în parte, de respectarea acestor precauții și reguli pentru a avea o creștere limitată și nu exponențială. O creștere exponențială înseamnă forțarea unui sistem medical, înseamnă cazuri multe în terapie intensivă, înseamnă aglomerarea unităților de primire urgență. În acest sens, în următoarea perioadă, vom avea și modificări pe care să le aducem prin ordine de ministru și ordonanțe de urgență la nivelul legii 136, adaptând monitorizarea, tratamentul și evaluarea cazurilor asimptomatice, ușor simptomatice sau simptomatice cu comorbidități. Zilele următoare vom avea puse și aceste măsuri după discuțiile cu grupul tehnico-științific în evaluarea pacienților în perioada următoare. Rămâne și ține doar de noi să gestionăm această pandemie. Și repet ce am spus în mai multe rânduri, această pandemie se tranșează în prespital, nu în spital. Corpul medical este același de 7 luni, când au fost și 100 de cazuri pe zi și 200 și 2000 și 3000. Haideți să avem grijă și de corpul medical, care are o perioadă de când își face merituos datoria. Mulțumesc! Bună seara, Ioana Ciurlea, Digi24. Spuneți că până într-o rată de 3 la 1000 de locuitori, restaurantele pot funcționa în interior? În două incidențe, până la 1,5 la 1000 cu capacitate de 50%. Între 1,5 la 1000, adică mai mare decât 1,5, până la 3 la 1000, în capacitate de 30% și cu program limitat până la ora 23. Peste 3 la 1000 se închide. Noi fiind acum sub 3 la 1000, asta înseamnă că de mâine restaurantele își pot relua activitatea în interior? Acolo unde este incidența sub 3 la 1000, comitetele județene vor lua acest lucru, bineînțeles, în considerare, vor emite, bineînțeles, decizia lor pe incidența și normal că restaurantele pot să reia activitatea și sperăm să nu ajungem la 3 la 1000. Dacă se ajunge la 3 la 1000, se oprește activitatea. Și în privința teatrelor, ele rămân închise sau? Nu, la fel ca la restaurante. Până la 1,5 avem de capacitate 50%, între 1,5, adică mai mare decât 1,5, până la 3 la 1000 avem capacitate de 30% și peste 3 la 1000 închise. Deci până ajungem în București, să spunem, că aici... Dacă vorbim de București, până ajungem la 3 la 1000, restaurantele, teatrele funcționează în condițiile actuale cu capacitatea de 30%. Iar restaurantele plus acest lucru vor avea program până la 23. Însă pentru redeschiderea lor, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, e nevoie de o decizie a Comitetului care, Municipal. De fapt, este stabilirea incidenței, care acest lucru se poate face foarte rapid pentru că se cunoaște incidența și se poate face. Și aș mai avea o singură întrebare, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră, cum vă explicați că la atâta vreme de la apariția pandemiei există aceste neconcordanțe în privința modului în care se calculează această incidență? Deci nu este o neconcordanță, mai degrabă a fost la ce număr ne referim.
de la ceva timp noi am stabilit că ne referim la numărul care este mai aproape de realitate și asta e numărul de 2.196.000 aproximativ la acest moment, care include nu numai cei care au reședință în București, dar cei care au și viză de flotant, care locuiesc în București, pentru că asta este normal. Deci și rămânem pe această cifră pentru că ar fi un pic nedrept sau incorrect să calculăm la 1.800.000. Dacă calculăm la 1.800.000, înseamnă că neglijăm faptul că Bucureștiul de fapt are mult mai mulți locuitori și probabil că are și mai mult decât 2.196.000, dar totuși asta este cifra oficială care include cele două categorii. Și atunci asta e cifra de referință. Noi sperăm, cum am zis, să nu ajungem mai departe la 3 la 1000 și acest lucru depinde, cum zicea domnul ministru, de noi toți dacă aplicăm regulile de protecție care sunt aici. Respectăm regulile respective, e posibil să oprim creșterea. Nu respectăm regulile respective, continuă creșterea din păcate și putem să ne confruntăm cu o situație foarte serioasă mai departe. Mulțumesc. Și eu. Maia Toader, Antena 3, dacă ne puteți explica decizia în privința evenimentelor private. Vedem aceste măsuri în privința restaurantelor în condițiile în care într-o mare parte le vedem. Evenimentele private au un motiv în spatele lor și ați văzut că este o decizie pe plan național. Deci este o decizie care interzice evenimentele private și în spațiile deschise și în spațiile închise. Pentru că este foarte greu să se respecte regulile în aceste evenimente în general. Aici nu vorbim de săli de curs, de unde se ține un curs, de unde oamenii vin și stau, cum se spune, să asculte un discurs sau asta, unde există alte reguli. Aici vorbim de evenimente gen nunți, botezuri, unde s-a dovedit că nu se respectă regulile întotdeauna, lumea nu poartă mască pentru că asta e natura evenimentului, se ia masă tot, s-a mai dansat, a mai fost contact direct între oameni și asta devine un loc unde se răspândește virusul. La acest moment, pentru a evita toate explicațiile unora și altora, eu am avut un eveniment, dar n-a fost așa, sau te duci peste oameni și vezi că evenimentul nu respectă regulile, se închide evenimentul. Soluția cea mai bună este de protecție la acest moment și necesară este oprirea evenimentelor pentru că sunt un loc de transmitere. Acest lucru nimeni nu poate să îl nege. Și au fost cazuri care clar au rezultat din astfel de evenimente. Dacă situația se îmbunătățește, se poate reveni asupra acestui lucru. Dar la acest moment, asta este decizia comitetului. Este valabil acest lucru și în cazul locașilor de cult? Pentru că... Nu, aici vorbim de evenimentele private. Evenimentele private le-am enumerat, nu includ la cașurile de cult. Se poate face religioasă la biserică, mă înțelegeți? Este două chestii total diferite. Nu puteți. Botezul de la biserică nu este inclus aici. Acolo se face și se face cu un număr limitat de oameni. Dacă nu mă înșel, este de 16 persoane. Vorbim aici de evenimentele care n-au nimic cu la cașul de cult. Evenimentele de festivități, de mese festive, de botezuri, dar în afara lacașurilor de cult. Nu vorbim de cele din interior. Dar cele din interiorul lacașului de cult, dacă este un eveniment de acest gen, are un număr limitat de participanți. Iertați-mă, domnule Arafat, spuneați că aici oamenii nu reușesc să mențină distanțarea, însă vedem această dublă măsură în ceea ce privește campania electorală. Sunt foarte mulți politicieni în momentul de față, din toate zonele politicii, care iată că s-au îmbolnăvit cu SARS-CoV-2, majoritatea în demersuri cu caracter electoral. Deci la acest moment asta e motivul pentru care comitetul a decis reducerea numărului participanților în spațiile interioare la 20 și în spațiile externe la 50, dar aici trebuie respectate toate regulile, de la purtarea măștii, la distanțare, la toate aspectele care au fost prevăzute și este responsabilitatea fiecăruia să respecte aceste reguli. Deci regulile, cum am zis, reducerea numărului participanților este una semnificativă și trebuie respectate toate regulile celelalte. Aici nu vorbim de un eveniment de a lua masă, aici vorbim de un eveniment unde merge cineva, vorbește, restul trebuie să stea și să fie la distanță, să poartă masca, să respecte toate regulile. Asta este decizia care s-a luat astăzi la nivelul CNSU-ului. Marina Cioacă, România TV. Noi am făcut niște calcule și la 6.387 de cazuri pe ultimele 4 zile raportat la o populație de 2.193.000 a ieșit o rată de 2,91. Deci, concret, cum calculăm? Concret, luăm numărul de cazuri noi în ultimele 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, iar din aceste cazuri se scad acele focare care sunt în
instituții, bătrâni, copii, bolnavi neuropsihici sau unitățile sanitare care sunt izolate sau carantinate. Și atunci numărul de cazuri noi care rămân se raportează la și se adună ultimele cazuri noi din 14 zile, excluzând focarele, raportat la 1000 de locuitori. Că să completez aici, în hotărârea CNSU există clar prevederea că focarele, cum ar fi centrele rezidențiale, spitalele, nu fac parte din calculul când stabilim incidență. Și luăm numai cazurile care sunt în afara focarelor respective. Și este o parte din, adică este prevăzut în hotărârea CNSU din seara asta. Și aș mai avea o întrebare, la ce prag se închid școlile? Pentru a fost astăzi o dezbatere în spațiu public, 3 sau 3,4? Nu, școlile sunt foarte bine reglementate pe scenarii. Peste 3 este scenariul roșu, este învățământul online. Pe scenariul roșu. Am înțeles, mulțumesc. Bună ziua, Alexandra Popescu, observator Antena 1. Astăzi, de fapt încă de aseară, la spitalul din Prahova, la Spitalul Județean din Prahova, au ajuns mai mulți pacienți care aveau nevoie de îngrijire la terapie intensivă, pacienți poate în stare gravă, din capitală foarte mulți. Acești pacienți au ajuns acolo și s-a constatat că nu aveau locuri la terapie intensivă și nici medicii care detașați practic pe hârtie nu se aflau acolo pentru a avea grijă de ei în unitatea mobilă. Ce ne puteți spune despre acest caz? În primul rând, cine a adus acei pacienți la spitalul din Ploiești și de ce acei medici nu se află acolo, ci doar pe hârtie? O să vă răspunde domnul secretar Sata Rafat, s-a ocupat de transferul acestor pacienți și la urmă vă voi spune și eu ceva. Deci, haideți să spunem așa. În primul rând, noi am detașat 4 medici acolo. Ordinul de detașare este în vigoare. Dacă medicii care i-am detașat nu se află fizic acolo, înseamnă că avem o problemă și cu medicii detașați și cu cei care coordonează, pentru că noi nu am fost sesizați la niciun moment că medicii detașați, de fapt, nu sunt acolo. Noi, de fapt, știam că acești medici sunt acolo, dar acoperă activitatea din secția de terapie intensivă și la un moment, și asta am avut discuție cu domnul ministru, acolo a fost crescut numărul sălilor de operații care sunt active de la 6 la 13, pentru cazurile programabile, când în spital era o presiune, în zona este o presiune și când centrul de terapie intensivă mobil era acolo și noi am trimis cei 4 medici detașați în mod deosebit ca să operaționalizeze din nou centrul mobil de terapie intensivă. Astăzi l-am rugat pe domnul prefect să cheme pe toți factorii responsabili, să aibă o discuție cu ei, astfel încât să fie operaționalizată terapie intensivă mobilă în cel mai scurt timp. Din cele 4 unități de terapie intensivă mobilă, 2 sunt operaționale la Timișoara, fără întrerupere, una la Argeș, care a fost operaționalizată, s-a oprit când a scăzut numărul cazurilor. Din ce am înțeles de la managementul spitalului de la Argeș, cu detășările care s-au făcut, ei au avut niște probleme, unii medici de terapie intensivă s-au îmbolnăvit cu COVID. Dar totuși, din seara asta am înțeles că urmează să intre în funcțiune din nou, iar cea de la Prahova așteptăm răspunsul din județ, dacă mai au nevoie de ceva care este corect, dar ne așteptăm de la ei, cum a făcut Piteștiul și a găsit soluții, inclusiv în interiorul județului, să găsească și ei soluții în interiorul județului și în interiorul spitalului, prin reprogramare, prin managementul cazurilor, când ai foarte multe cazuri, reprogramez anumite cazuri care nu sunt urgente și atunci poți asigura personalul. Deci cam asta este și așteptăm informații mâine să vedem dacă mai trebuie să luăm anumite măsuri, să trimitem personal în plus și care este situația. Dar revin, detașații când au fost trimiși acolo, locul lor este acolo. Pentru că documentul de detașare le îndreptățește și la accesarea anumitor fonduri. Când te detașezi, ai 50% în plus din salariu, ai 2% pe zi diurnă din salariu, asta înseamnă că ești acolo și activezi acolo pe perioada de detașare. Da, astăzi am avut discuție vis-a-vis de Spitalul Județean din Ploiești, reevaluarea și reoperaționalizarea unității mobile de terapie intensivă prin detașarea de medici, discuțiile cu managementul unității care trebuie să crească capacitatea pentru suport COVID. Mâine va fi la Ploiești o unitate de la Inspecția de Stat din Ministerul Sănătății, tocmai pentru a se asigura că operaționalizarea se face și în timp util și în concordanță cu autorizația de funcționare.
Dar știați că această terapie intensivă mobilă nu funcționează în momentul de față la Ploiești? Noi știam și am cerut să fie operaționalizată. De mai multe ori le-am cerut și întotdeauna a fost scuză că nu avem medici. Dar noi am detașat medici acolo și în continuare era vorba că e lipsă de medici. Dar la acest moment, cu detașații care sunt acolo și care trebuie să fie acolo, așteptăm să vedem ce concluzii aduc colegii de la Ministerul Sănătății și, din nou, dacă este nevoie de orice act pentru detașare în plus de personal, noi lucrăm în comun cu Ministerul Sănătății în acest scop. Adică ni se cer resurse, nu decide unul singur, lucrăm împreună în acest sens și am asigurat resursele întotdeauna. Orice sprijin este nevoie de el, îl dăm, dar în același timp resursele care s-au dat trebuie să fie folosite. Orice spital suport COVID își adaptează capacitatea după numărul de pacienți care se adresează spitalului. În acest moment este un necesar mai mare. Avem Prahova ca și județ cu peste 100 de cazuri noi pe zi și atunci acel spital se va operaționaliza pentru spital suport COVID cu o capacitate mai mare. Dar pentru acei pacienți probabil a fost semnat și un ordin de transfer. În momentul în care a fost semnat acest ordin de transfer, se știa că acolo aceștia nu vor avea unde să stea, pentru că vorbim totuși de aproape 20 de pacienți. Nu, deci când au plecat pacienții, deci dacă discutăm concret și transparent, când au plecat pacienții, noi eram convinși că unitatea mobilă se va operaționaliza. Asta era momentul în care am decis să vorbesc cu prefectul, că să cheme pe toată lumea și să discute cu ei de motivele pentru care această unitate n-a fost operaționalizată. Când s-a luat decizia de transfer al pacienților, cel care a luat această decizie și a zis hai să mergem acolo, știa că unitatea este goală și că există medici detașați acolo. Asta este modul în care s-a lucrat. Revin o întrebare legată de focare, pentru a zis că trebuie să calculăm și în funcție de focare. Nu credeți că pentru maximă transparență ar trebui în acel buletin zilnic să ne raportați și unde sunt aceste focare? După cum știți, NSP-ul face o evaluare la nivelul fiecărui județ pe focare și pe intensitatea cazurilor din aceste focare. Din declarațiile pe care le avem noi, focarele sunt cu preponderență în instituțiile pentru bătrâni, pentru copii, pe locul 2 sunt cele din unitățile spitalicești, pe locul 3 sunt din agenții economici și urmează celelalte într-un număr mai mic. Fiecare județ are pe raportare focarele, fiecare județ are pe raportare evoluția focarelor în ultimele 14 zile. Știm că un focar se stinge atunci când nu mai avem un caz nou în ultimele 14 zile. Avem această evaluare în măsura în care vor respecta atât GDPR-ul cât și acea confidențialitate pentru pacient și locația unde se află, vom putea da și publicității. Așa se va calcula de acum înainte, da. Focarele sunt în dinamică, ele se nasc de la o zi la alta. Noi avem focare pe care le judecăm în ultimele 14 zile sau în ultima lună. Un focar constituit este apariția a 3 cazuri într-o anumită locație. Acela este focar. Evoluția și evaluarea fiecărei anchete epidemiologice din spatele fiecărui caz arată, eu știu, masivitatea acelui focar sau extinderea lui. Sunt cele care le avem în terapie intensivă. Da, sunt 4 din terapie intensivă, după cum avem focare astăzi și la Spitalul Floreasca. Avem și neurochirurgie, avem și secția de ATI. De aceea, recomandările rămân aceleași, iar atitudinea noastră a tuturor trebuie să fie și gândindu-ne la acești oameni din spitale care în fiecare zi se infectează și nu din vina lor. Și o clarificare pe regula restaurantelor pe care ați menționat anterior, domnule Arafat, 50-30 închise, este valabilă și în cazul cazinourilor? Deci este valabilă în același mod, da. Deci adică până la 1,5 capacitate 50, de la 1,5 la 3 capacitate 30 și după asta închise, da. Mulțumim tare mult! Mulțumim!